Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre contacte cu OSN-uri în România. Incidente și întâlniri de gradul 3. În țările române, o prima atestare a unui fenomen bizar vine din anul 1517, în ziua de 8 noiembrie, și este menționat în Letopisețul moldovenesc. Semn mare s-au arătat pe ceriu, că au strălucit dinspre miază noapte ca un chipu de om, de-au stătut multă vreme și iară s-au ascuns în văzduh, când au venit trifăilă cu oastă ungurească asupra lui Bogdan Vodă. În timpul atacului din 15 octombrie 1595 al lui Mihai Viteazu asupra orașului Târgoviște, aflat pe atunci sub ocupație otomană, este menționată apariția unei comete bizare care a stat țintuită pe cer deasupra Taberei Muntene timp de un ceas sau două, pentru ca apoi să dispară fără urmă. În continuare vă voi prezenta cele mai importante cazuri OSN din ultimul secol în România. Munții Apuseni. În anul 1904, în Munții Apuseni, vara, într-o noapte, un țăran cu carul său pe câmp treaz vede speriat o roată de foc coborând din văzduh peste munți, apropiindu-se de el, învârtindu-se. Când ajunge lângă el, roata de foc se preface în om și om cu om se priviră, lung, fără a spune un cuvânt. Avioane fantomă. În anul 1913, în România s-ar fi înregistrat un alt fenomen OZN. Timp de o lună ar fi fost semnalate 23 de cazuri de apariție ale unor obiecte zburătoare neidentificate de formă rotundă, care emiteau o lumină foarte puternică. Cercetările ar fi scos la iveală faptul că OZN-urile ar fi zburat deasupra unor unități militare situate în apropierea orașelor românești, Focșani, Brăila, Iași și Târgoviște. Evenimentele nu au fost ocolite de presa vremii. Ziarele de atunci ar fi relatat despre aceste întâmplări misterioase, precizând chiar faptul că soldații înregimentați în respectivele unități ar fi încercat să gonească bizarele farfurii zburătoare cu salve de tun. Poziția Ministerului Apărării din acele vremuri, 1913, a fost una imparțială. Oficialii din armată precizând faptul că nu a fost vorba de OZN-uri, ci despre o serie de avioane fantomă rusești plecate în recunoaștere. Triunghiul zburător. În anul 1967, pe cerul localității Berzasca, a staționat timp de o oră un triunghi zburător, fiind privit de câțiva localnici. Un an mai târziu, deasupra regiunii Banat, a survolat timp de 38 de ore tot un triunghi zburător, fiind văzut de mai mulți oameni, printre care și meteorologi și ingineri. Să nu uităm ce înseamnă OZN, obiect zburător neidentificat. Nu există nicio îndoială că există OZN-uri, pentru că mulți oameni văd lucruri pe cer pe care nu le pot identifica, de la avioane la meteoriți. Cu siguranță, fenomenul petrecut în satul Berzasca din județul Caraș-Severin rămâne în continuare o enigmă încă nedeșifrată. Pădurea Baciu. În anul 1968 a fost fotografiat un obiect zburător de formă discoidală ce se deplasa lent la joasă înălțime deasupra pădurii Baciu de lângă Cluj. Plecat să se relaxeze alături de prieteni să intre o poiană din inima pădurii, un bărbat ar fi observat pe cer un obiect mare argintiu de formă rotundă, aplatizat, care se mișca pe direcția nord-vest-sud-est, ce aducea cu o farfurie întoarsă. Omul a scos aparatul de fotografiat și a făcut câteva instantanee. Pozele făcute atunci au reprezentat o dovadă a apariției unui OZN. Fotografiile au fost analizate de numeroși experți din Europa, care au confirmat faptul că, într-adevăr, planșele fotografice au surprins un OZN. Incidentul de la Cluj a fost precedat cu o zi mai devreme de un altul. Pe 17 august 1968, avionul IL-18 al companiei Tarom, care făcea cursa Constanța-Düsseldorf, se afla în apropiere de Oradea, la o altitudine de 7600 de metri, când, după declarațiile capitanului Beniamin Gabrian, am observat brusc în dreapta noastră, la o distanță de circa un kilometru și cu vreo 300 de metri mai sus, un obiect oval care se deplasa cu o viteză mare în sens contrar cu noi și emitea o lumină verzuie. Am verificat ceasul. Era ora 20 și 21 de minute. Am urmărit câteva secunde obiectul luminos, care apoi a accelerat și a dispărut spre vest. Am observat obiectul 10-15 secunde, dar a fost suficient ca să apreciem, colegii mei, Alexandru Niculescu, Marian Constantinescu și cu mine, dimensiunile sale. Pe cât am putut vedea,
avea un diametru de 2,53 metri. Luând legătura cu turnul de control al aeroportului din Viena, capitanul a aflat că pe o rază de 400 de kilometri în jur nu era nicio aeronavă. La scurt timp după aceasta, Gabrian a fost anunțat de aeroportul din Budapesta că personalul unui avion unguresc al companiei Malev a observat și el la 2 minute și jumătate după semnalarea românească un obiect asemănător care se îndrepta cu mare viteză spre vest, de data aceasta în spațiu aerian al Austriei. Dacă a fost același obiect, viteza sa trebuie să fi fost de 14.000 de km pe oră. Niciun avion nu putea atinge această viteză la altitudinea de 6.000 de metri. Într-un interviu pe care comandantul Beniamin Gabrian l-a dat ziariștilor mai târziu, acesta a declarat: "Cred că ceea ce am văzut este descris în mod obișnuit în presa internațională sub termenul de OZN. Șansa că am putut să-l urmăresc 10-15 secunde se datorează faptului că obiectul și-a micșorat viteza până ce aproape că a egalat-o pe a noastră. Poate că din cauza că echipajul extraterestrilor era foarte interesat de aparatul nostru și de ceea ce se afla înăuntrul lui." Valea Plopului. Scurta apariție a unui obiect strălucitor în septembrie 1972 în apropierea satului prahovean Valea Plopului a fost considerată de specialiști în domeniu primul caz de aterizare a unui OZN atestat și expertizat științific în România. Cazul încă extrem de disputat i-a schimbat destinul profesorului Călin Turcu, 1942-2006, ploieștean la origini, dar care a predat și a trăit aproape întreaga viață în orașul prahovean Vălenii de Munte. Este fondatorul grupului RUFOR, Romanian UFO Researches, și a publicat între 1979-1986 o revistă cu un circuit redus care a avut 27 de numere. Într-una din nopțile dintre 2-6 septembrie 1972, nu s-a putut stabili cu precizie data, în jurul orelor 24:01, Vasile Cărăbuș, pasnic de noapte la CAP Posești, a văzut de pe dealul Tăbăcioi un obiect strălucitor, o stea cu coadă de culoare galbenă, traversând cerul, planând și aterizând lin într-o livadă aflată la circa 2 km de el, pe dealul la Odaia. Fondatorul RUFOR, Călin Turcu, și-a dedicat ultimii ani din viață înființării unei biblioteci internaționale de ufologie la Vălenii de Munte, pe care a dorit-o publică. Adunase acasă câteva sute de volume pe tema fenomenului OZN, publicate în România și în străinătate. Bâlea Lac. În zilele de 23-25 septembrie 1978, nu departe de cabana Bâlea Lac, a avut loc una dintre cele mai terifiante întâlniri de gradul 3, precum și unul dintre rarele cazuri în care oamenii au fost atacați de entități necunoscute. Victimele, circa 20 de militari în termen, încartiruiți într-o fostă cabană din apropiere de lacul Bâlea. În 23 septembrie 1978, câțiva localnici au fost martori a unui fenomen straniu petrecut în munții Făgăraș la Bâlea Lac. Martin Roci și Victor Cheța, doi tineri care lucrau la cabana Bâlea Lac, au observat într-o nopți un obiect luminos roșcat cu forma unui semicerc. Tot atunci, un militar ar fi zărit o siluetă misterioasă despre care unii dintre cei care i-au aflat povestea au susținut că ar putea fi un extraterestru. În jurul orei 24 am ieșit din dormitor care se afla spre lac. Când am ieșit din cameră, am observat la o distanță de circa 6-8 metri de mine, în dreptul geamului de la camera gradaților pe trotuar, o siluetă întunecată, neagră, care se distingea clar de împrejurimi. Avea înălțimea de circa 2 metri. Silueta stătea nemișcată și aproape se contopea cu întunericul, așa că nu am putut distinge niciun detaliu. Când l-am sărit, am strigat: "Care ești acolo?" Dar nu am primit niciun răspuns și, de frică, m-am întors în dormitor, relata militarul, potrivit unei mărturii consemnate de Călin Turcu în cartea Cazuri OZN în România. Alexeni. Baza militară Alexeni din inima Bărăcanului, aflată la 5 km de Urziceni, a devenit pe 23 august 1984 locul unei apariții șocante, după ce un obiect necunoscut a fost identificat de radare pe cer. Povestea OZN-ului care a speriat România a fost relatată de generalul Emil Străinu și consemnată de Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate.
În urmă cu 35 de ani, de la Alexem, pe 23 august, au plecat și s-au întors aeronavele MiG, Iare, AN, etc., care participaseră la parada militară de la București, cu ocazia Zilei Naționale. La un moment dat, stația radar de la Otopeni a întrebat stația radar de la Alexeni dacă se mai află vreo aeronavă în aer, deoarece ei vedeau ceva pe verticala aerodromului. Un martor ocular al evenimentului a povestit Asociației pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate ce s-a întâmplat în seara de 23 august 1984 la Alexeni. Emil Străinu, alt general care lucra atunci la comanda complexului de radiolocație, a descris ulterior într-o carte în calitate de martor ocular ce a trăit pe 23 august 1984. Iată mărturia, descrierea evenimentului pe scurt. În ziua de 23 august 1984, la baza militară a Alexeni, un obiect necunoscut a fost reperat prin instrumente optice, lunete teodolite. Avea formă ovoidală, lung de 2-3 metri și lat de 1,5 metri, părând să fie făcut dintr-un material strălucitor, asemănător aluminiului. Mălina. Un obiect aplatizat, argintiu mat, fără hublouri sau alte geamuri, plutind în aer cam la 1,5 metri de sol. O ceasă verde albăstruie învăluia obiectul. Doru Voloșeniuc a trimis către Asfan o relatare privind întâmplarea pe care a trăit-o când era militar în termen la o unitate ce funcționa în cadrul poligonului de la Mălina, județul Galați. Totul se petrecea în primăvara anului 1985, în primele zile ale lunii martie, aproape de ora prânzului. Iată povestea. În acea perioadă îndeplineam funcția de observator la stația meteo. În acea zi am fost trimis de către comandant să aduc la unitate câteva busole. Acestea se aflau într-un vehicul din care se făceau măsurători în timpul tragerilor experimentale. Deplasarea se făcea în afara zonei cu risc. Vremea era mohorâtă și se vedeau câteva petece de zăpadă netopite. În față, la aproximativ 600 de metri, exista o lizieră de salcâm. După această lizieră se aflau vehiculele cu aparatură de monitorizare într-o zonă mai joasă. De acolo trebuia să iau busolele. Cam la jumătatea poligonului, în dreapta, a fost construită cu ceva ani în urmă o biută, o ridicătură de teren înaltă de aproape 3 metri. Ajuns în dreptul acestei biute, dar la depărtare de circa 150 de metri de aia, am simțit că ceva este acolo, plutind în aer cam la 1,5 metri de sol, un obiect aplatizat, argintiu, mat. Aeroportul Mihai Cogălnicianu. De la Constanța vine una dintre cele mai interesante cercetări din domeniu, cu atât mai valoroasă cu cât a fost efectuată în prezența unui număr mare de martori cu înaltă calificare. În luna octombrie 1988, la ora 14:14, stația radar care deservea aerodromul a semnalat turnului de control și punctului de conducere a zborului că pe direcția nord-sud se deplasează la altitudinea de 7.000 de metri și cu o viteză de 11.000 de km pe oră un obiect format din mai multe obiecte elementare. Muntele Retezat. Membrii unui grup de turiști au observat spre Valea Rea o lumină de un alb intens, apoi o alta de un albastru pal. După câteva minute, o multitudine de puncte luminoase verzi, albastre, turcoaz, dar și galben, roșiatice și roz. Ele au luat mai întâi forma unui ovoid situat în partea de sus, dreapta a văii, care s-a transformat într-un cilindru bine conturat. A urmat un paralelipiped cu toate laturile luminate, un triunghi și un obiect în formă de inimă uriașă. Arad. În luna iunie 1994 a fost observat un disc luminos perfect rotund, foarte mare, având o cupolă transparentă, plutind la 3 metri deasupra lanului de grâu. În ușa navei stăteau doi indivizi cu înfățișare umană, cu barbă și ochi oblici, iar alții își mișcau capetele. Un alt incident s-a petrecut în seara zilei de joi, 4 februarie 2016, în jurul orei 20, când o stranie sferă albastră cu diametrul de aproximativ 1,50 metri plutea lent cam la 2 metri deasupra asfaltului, în apropiere de monumentul Sfintei Treimi din centrul Aradului. Chemate prin 112 la fața locului, trei echipaje ale poliției municipale au oprit imediat circulația și i-au împiedicat pe eventualii curioși să se apropie prea mult de neobișnuitul obiect care pulsa o lumină albastră într-un ritm destul de aleatoriu, ca și cum cineva ar fi intenționat să emită pământenilor mesaje într-un enigmatic cod Morse.
După circa 30 de minute de zvâcnet intermitent, misterioasa sferă s-a ridicat încet la cer și a dispărut în direcția cartierului Michelaca. Certești. În urmă cu 20 de ani, în localitatea Certești, a avut loc o întâmplare stranie care a provocat o dezbatere științifică aprinsă, dar a iscat și numeroase ironii și bancuri. În noaptea de 8 spre 9 iunie 1996, un plutonier de poliție și un pasnic s-au întâlnit, spun ei, cu o farfurie zburătoare și cu câțiva extraterestri. Întâlnirea de gradul 3 n-a fost niciodată confirmată oficial, iar martorii oculari și-au retras apoi declarații. În noaptea de 8 spre 9 iunie 1996, un OZN plutind deasupra șoselei, iar lângă el se mișca un omuleț cu înfățișare neobișnuită. Obiectul era discoidal, avea diametrul de circa 5-6 metri și circa 2-2,5 metri înălțime. Aeroportul Otopeni. În iunie 1997, operatorii din turnul de control de la aeroportul Otopeni au remarcat apariția unei lumini circulare situată în vestul aeroportului, între Buftea și Corbeanca. Prin binocluri s-a văzut că la mijlocul petei circulare era o fâșie orizontală colorată în alb, portocaliu și roșu, culori care se transformau una într-alta. Păreau să fie două globuri de dimensiuni diferite lipite unul de altul, care se mișcau într-o zonă strict delimitată. Râmnicu Vâlcea. În ziua de 5-5-2004, în jurul orei 21, de pe dealul Capela, terasa unui restaurant din zonă, cameramanul Luigi Chițan a filmat câteva cadre cu panorama orașului Râmnicu Vâlcea nocturnă pentru un spot publicitar. La vizionarea imaginilor și realizarea montajului, după o săptămână s-a observat un fenomen luminos care nu a fost observat cu ochiul liber în timpul filmării, și anume trecerea cu viteză relativ mare a unui obiect sau fenomen luminos pe o traiectorie ușor ascendentă, timp de 1,41 de secunde, între locul de unde s-a filmat și dealul din depărtare, situat la aproximativ 4 km distanță. În timpul studiului imaginilor mărite și redate cadru cu cadru, s-a observat că obiectul este de fapt un corp compus sau un grup de patru lumini așezate simetric, care se deplasează printre ramurile și frunzele copacilor, situați între camera de luat vederi și obiectul filmat. Dispariția fenomenului se produce în mod instantaneu, ca și cum s-ar stinge sau ar dispărea brusc în timpul deplasării, fără să-și modifice traiectoria sau viteza. Știrea împreună cu imaginile inedite au fost difuzate în ziua de 13.05.2004 pe canalul românesc de televiziune Antena 1. O echipă a asociației noastre, ASFAN, alcătuită din domnii Ion Hobana, Alecu Marciuc, Alexandru Mușat și Gheorghe Cohal, s-a deplasat la Râmnicu Vâlcea și a purtat discuții la postul local de televiziune Vâlcea 1 cu cei implicați în eveniment. Directorul postului local de televiziune, domnul Cosmescu, realizatorul filmului, cameramanul Luigi Chițan, cât și cu tehnicienii care au prelucrat imaginile. Urmând a se studia cazul și a se trage concluzii. Câmpia Turzii. Statul major al forțelor aeriene nu a reușit să clarifice incidentul produs în județul Cluj cu un avion al armatei române. Pe 31 octombrie 2007, în timpul unui zbor de antrenament desfășurat la baza aeriană 71, de lângă Câmpia Turzii, carlinga avionului este spartă în urma contactului cu trei obiecte zburătoare neidentificate. Ancheta a stabilit că în calea avionului s-au aflat trei corpuri solide, dintre care două au trecut prin fața avionului și au fost filmate de camera video de la bord, iar al treilea obiect a lovit aeronava. Analiza imaginilor a evidențiat că obiectele au stare de agregare solidă, nu sunt desprinse din avion și că acestea provin de la un corp care s-a descompus și a generat corpurile care au lovit și cupola. A precizat comandorul Nicolae Grigorie, șeful secției siguranță aeronautică din SMFA. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și ne oprim aici. Vă spun pe curând!